Ce e bruxismul? Hmm. Uh, bruxismul este un uh, mulți zic că e patologic. Eu nu-l consider patologic. E patologic pentru că nu se face pe anumiți dinți care pot să suporte această forță. Uh, el, de fapt, este o eliberare a stresului. Noi ne eliberăm stresul. Și copiii când sunt mici și încep să învețe tot felul și încep și merg la școală, strâng și scrâșnesc dinții. Toți. De ce? Pentru că ei peste zi sunt supuși la un bombardament de informații. Trebuie să învețe o grămadă de lucruri și n-au control. Controlul e la adulți. Și bineînțeles că acumulează tensiuni. Atunci apare acest bruxism.